este piața liberă, sigur, asta va fi, să spune, zice, este din Republica Moldova. Am mai spus și repetăm, așa ce vedeți aici este o investiție pe măsura 3.2.2, respectiv banii europeni, și include un proiect integrat, cuprinzând asfaltări de străzi în Comuna Rodna, o piață agroalimentară și extindere rețea de canalizare și de apă. Ceea ce vedeți acum aici este piața agroalimentară. Noi am început în 15 martie, am dat ordinul de începere a lucrărilor și până în 15 septembrie trebuiau să fie gata. Acum, după cum vedeți, în proporție de 95-98% investiția este gata. Acum, așa cum ați văzut și la primărie, suntem pe ultimii metri în ceea ce privește tranșa de plată. Am făcut o plată, asta e a doua tranșă de plată. Și urmează, sigur, să termină, să zic, cât se poate de repede plata. Investiția a fost aproape de 98 de miliarde de lei, inclusiv TVA. Așa aici includ și proiect, deci proiectul tehnic, consultanța, verificator proiect și tot ceea ce sunt cheltuieli eligibile. Este pusă această piață în funcțiune? Deja ea a fost dată producătorilor și micilor comercianți? În spate ce vedeți clădirea încă nu este dată în funcțiune, pentru că mai sunt câteva fațe determinante pe care le fac cei de la Inspecția Construcții, dar ceea ce vedeți dumneavoastră aici, deja sâmbătă a fost prima dată când cei care aduc produse deja au venit, s-au cam instalat, vedeți că sunt locuri marcate, mese și în general de aici încolo, pe urmă ne tot așezăm fiecare cam pe unde a fost, fiecare cunoscându-și locul și ocupându-se de treaba asta, cei care se ocupă de piață și încasându-se în felul ăsta după fiecare cât ocupă, un preț adecvat pentru piața de aici. Am înțeles că pentru sectorul brânzeturi va fi destinat un loc special în clădirea din spatele dumneavoastră. Da. Cam pe când apreciați că va fi funcționat? Sperăm că în două săptămâni să fie gata, cel târziu. Așa cum v-am spus, în interior sunt, cum se va spune, spații în care se vor valorifica produse de origine animală. Acolo, sigur, vor avea condiții așa cum cere legea. De asemenea, avem un laborator sanitar veterinar care va fi dotat cât se poate de repede în legătură cu cei de la Direcția Sanitar Veterinară. De asemenea, avem toate condițiile, inclusiv... Deci controlul alimentelor va fi asigurat? Va fi asigurat de către Direcția Sanitar-Veterinară. Vedem în ce condiții, încă n-am discutat cu domniile lor. Iar în partea stângă, cum se intră în interior, vor fi produse nealimentare, haine și așa mai departe. Deci micul comerț. Exact. Încercăm să facem și aici, la noi, la Rodna, un mic centru comercial, în așa fel încât oamenii să găsească toată săptămâna, de dimineață până seara, inclusiv produse din carne, preparate din carne și produse nealimentare. Asta este dorința noastră. Sigur că la început, știți noastră, cu reticență, cu rețineri, cu, să vă spun eu, cu oamenii care încep să facă ceva, dar eu zic că încet, în timp și în ani de zile se va consolida ceea ce noi am început azi aici. Partea de vis-a-vis, o să vedeți, s-a mutat târgul de vite, unde standul pentru ovine, pentru cabaline, pentru bovine, standul acoperite, condiții corespunzătoare, acolo e punctul sanitar veterinar și circa sanitar veterinară, se verifică din punct de vedere sanitar veterinar, deci am încercat să concentrăm într-un loc și aceste vânzări de animale a producătorilor de aici din zonă.
în sensul că concentrându-l aici, fiecare poate să-l valorifice într-un fel produsele pe care le obține de la un moment.